Ia, insistăm, îl trezi pe Angelo dimineața de vreme. Poetul se sculă buimac, vrând să-l oprească, dar nu-l găsi nicăieri, fiindcă ceasul suna cu câteva etaje mai jos. Fără să se mai spele și fără a-și lua rămas bun, părăsi încăperea urmărit de privirile vinovate ale lui Enrico, care se trezi și el și nu știa ce să facă, să-i povestească sau nu, că și el, din când în când, se dă la ciorceală. De fapt, aceasta era dilema sa din ultima vreme. Nu, totuși, nu am să-i spun nimic, își zise Enrico, căci dacă i-aș mărturisi cum stau lucrurile, probabil că aș deveni dușmanul său personal pentru toată viața. Dar adevărul e că și Enrico uneori se dădea la ciorceană fără ca Angelo să aibă habar de asta. Prima dată s-a întâmplat în timpul uneia dintre cele mai scumotoase demonstrații din Chișinău, în momentul când mii de oameni se adunase pe bulevardul Lenin, în fața Ministerului de Interne, pregătindu-se să-l ia cu asalt. Georgiana și Enrico erau chiar în primele rânduri și atunci când între protestatari și sediul Ministerului s-a interpus miliția cu căști de fier în cap, cu scuturi la piept și cu bastoane de lemn în mâini, Georgiana l-a înșpăcat pe Enrico de braț, l-a apucat mașinal, cu toate că nu se mai văzuseră niciodată până atunci și la ora aia încă nu se cunoșteau și Enrico nu știa nici măcar cum o cheamă. Pe atunci, Georgiana era o necunoscută pentru el, pe care pentru prima dată a privit-o în ochi, doar după ce aceasta l-a prins de mână. Degetele Georgianei tremurau și se acopereau de o transpirație răcoroasă, iar atunci când milițienii au început să împrâncească mulțimea de pe trotuar, cât mai departe în stradă, Georgiana s-a făcut albă la față și s-a lipit de Enrico. Și-a lipit șoldul de Enrico și pe acesta l-a cuprins valul de căldură. Iar după ce în spatele milițienilor a mai apărut un rând de milițieni, îngroșând zidul viu care separa sediul Ministerului de Interne de lumea înarmată cu petre, toroi, pane și lanțuri de metal, Georgiana și-a lipit și coastele de Enrico. Iar cu mâna dreaptă l-a îmbrățișat, încât lui Enrico îi se păru că inima i-a sărit din piept. Pe de o parte, huiduielile mulțimii s-au întețit, iar pe de altă parte și numărul milițienilor s-a triplat și Georgiana s-a lipit cu tot corpul de necunoscutul timid care nu îndrăznea să o privească. Georgiana tremura toată de frică, iar lui Enrico și avea impresia că vor exploda înainte ca milițienii sau soldații să arunce prima grenadă. De cenzura. Da. Lui Enrico era frică să nu se uite cineva la el ca să nu zărească. Căci cum așa să iei parte la un meeting antisovietic cu așa ceva nu se poate. E de imaginat să strici, dar lui să vezi că miliții, să vezi că va serviza și să ai, aceasta nu e o treabă patriotică. Tot așa cum e de neînchipuit să fii soldat și să ai exact în momentul când îi ciomăcești pe oameni. Dar nimeni nu avea nicio treabă cu el. Toată lumea l-a ascultat cu gura căscată și cu răsplarea întretăiată pe Ion Batamanul, care ieșise în fața mulțimii și prinse să recite o poezie de-a sa. Deșteaptă-te, popor, treziți-vă, săteni, nu ni scris pe viitor, unire, moldoveni, la Nistru și la Prut, la poale de Carpați, ai noștri în trecut și azi, ai noștri frați. Uniți de același grai, la Dunăre, la Ren, pe jumătăți de plai, unire, moldoveni. Deodată Georgiana s-a răsucit pe călcâie și l-a tras cu putere după ea, spărgând cu coiul de oameni care țipa Bemento sau un, doi, un, doi, miliția la gunoi. Enrico o urma cu puncte-puncte încins. După ce se catapultaseră în partea pustie a străzii, Georgiana izbucni în plâns. Se lipi cu burta și cuțițele de pântecele ud al lui Enrico și plângea. După care din nou îl trase după ea. Georgiana mergea în față, iar Enrico venea supus după ea, chiar înainte ca să înceapă marea îmbrânceală dintre militari și manifestanți. Ion Batamanu își scandă o nouă poezie. Există o stea noastră aici, o lacrimă, desfacerea plorii. Fratele meu, eu nu ți-s dușman, iată ce vor scriitorii. Dacă mai pierdem și ultimul port, acela matern în delta culorii, fratele meu, cu morții nu merg, iată ce vor scriitorii. Un grai și să nu tacă al nostru aici, trezește-l în sucul viorii, fratele meu, deșteaptă-ți copiii, iată ce vor scriitorii. Fata alerga înainte și eu fugeam după ea. A deschis aproape că la întâmplare una dintre ușile blocului, țopăind în sus pe scări.
sprintam după ea și mă întrebam, oare unde aleargă? Și mi se părea că fuga fetei era complet irațională, căci unde te poți ascunde într-un bloc în care nu cunoști pe nimeni? Dar cu cât urcam mai sus, îmi dădeam seama că tipa cunoștea fiecare cotlon al blocului. La etajul 5 a scos găfuind o cheie din poșeta, descuiat ușa și m-am vrâncit înăuntru. Și fără să mă mai lase să mă descalț, s-a năpustit asupra mea, scoțându-mi cu mâinile tremurând de cam așa și eu. Mă opresc că e un fragment și acum... Se simte bă cu Mihai Selecția, nu? Da, e o selecție foarte bună. E vorba de un meeting antisovietic, asediul cel al Ministerului de Interne, urmat de ciomăceala mulțimii, când militare și milițienii au practic deci au făcut așa un adevărat măcel, au s-au năpustit asupra oamenilor, eu a fost ceva de groază și dar toată scena asta este povestită de către cei doi care în timpul ăsta făceau alte lucruri. Așa. Bine, am ales unghiul ăsta de vedere că ca și un contrapunct la ceea ce se întâmplă în stradă. Da, așa, să încerc să vă citesc niște opoi. Hai să încerc. Fereastra era deschisă și eu vedeam că militarii s-au aruncat asupra mulțimii, cu bastoanele ridicate deasupra capului, trecând în toți cei care le stăteau în cale. Chiar în clipa când necunoscuta a început să mă mângâie, câțiva soldați au dovorât un domn în vârstă, la pământ și au tăbărât picioarele asupra lui, umplându-l de sânge. Parcă, fără să vadă toate lucrurile astea, Leonid Alarev ieși la tribună și prinse să recite o poezie de-a sa. Când mi-amintesc că nici de pâine, n-avui cândva, mă ia mânia. Că cei ce râgăie de bine îmi pun pe tale sărăcia. Ce-am câștigat, ce duc la gură, cu preț de sânge și sudoare, ce are mama în bătătură, ce are tata sub izvoare. În timp ce doi sau trei soldați loveau cu cizmele în plină figură pe bătrân chemuit la pământ, Leonid Alarev continua să-și scandeze poezia, iar Georgiana să mănâncă cu degetele transpirate. Plăcerea pe care o simțeam era atât de intensă cât atunci când Georgiana s-a întors cu spatele la mine și s-a resemat cu mâinile de pervas, pur și simplu i-am spus și ea Turochia. Fără să am habar atunci cine era fata, cum o cheamă și cu ce se ocupă, fără să știu absolut nimic despre fata pe care o îmbrățișam cu mâinile și care îmi vorbea de fiecare dată când gemetele georgianii se amestecau cu țipetele de groază ale mulțimii, cu scanderele antisovietice sau cu vocea Leonidei Lari. Plânsetul bătrânului călcat în picioare de soldat se contopea cu scâncetele de plăcere ale necunoscutei. Așa cum mulțimea se arunca în zidul format din soldați, vrând să-l spargă, stricând la luptă moldoveni, așa cum oamenii aruncau cu petre, așa cum oamenii aruncau cu sticlele goale sau cu bucăți de scaune rupte, așa se năpustea Georgiana asupra lui Angelo. Când soldații s-au izbit din nou în adunătura din stradă pentru a o împrăștia, Georgiana s-a sprijinit cu mâinile de parapetul ferestrei. După ce Leonid Alarev recită o nouă poezie de-a sa, îndemnându-i pe oameni să nu mai rate jocul sovietic, la tribună urcă exaltat poetul Vasile Romanciuc. Acesta prinse să scandeze o poezie de-a sa, în timp ce ciomăceala era întoi. Asemenea, ramului se ține lumina fructului în pom. Cuvântul-i osul sfânt pe care trăiește sufletul unui om. Îngra istoria în cape, ne arată așa pe cum suntem. Cu tot, cu dușmani, cu prieteni, cu ce am avut, cu ce avem, cât s-au trecut străini pe aici, în veacuri ce au asfințit. Ei n-au ochit numai pământul și în graiul nostru au ochit. De aceea, în veacuri zbuciumate, destinul nu ne-a răsfățat. Strămoșii, apărându-și clia și graiul, și l-au apărat
dar s-a întâmplat să piardă lupte și oaste multe și pământ. Ei niciodată nici pe o clipă n-au cedat niciun cuvânt. Azi când mă rog de pace în casă, oricărui neam din orice plai, mă rog de aer pentru suflet, de sănătate, pentru grai, au pot să-mi uit pe o clipă graiul, cum mai uitat niște amintiri, fără de grai, ca fără casă, în ce trăiești, cu ce respiri. Să-ți fie atât de drag cuvântul, încât atunci când îl rosteaști, să crezi că însuși te minesc cum. Ascultă ce și cum vorbești. Cu pletele în vânt, poetul își scanda poezia, iar Georgiana, dacă așa o cheamă, aveam să aflu cu mult mai târziu, plângea în același timp, văzând cum o femeie cu un copil de mână era izbită cu picioarele în burtă. Așa, mă opresc aici.